Copiii de la grădinița numărul 15 din Severin au sărbătorit ziua marelui nostru sculptor Constantin Brâncuș într-un mod inedit. Au aflat câteva dintre secretele celor mai renumite opere ale sale și au confecționat din plastilină machete ale acestora. Ce lucruri de ale lui Brâncuș cunoașteți? Facem margine de laterală și pictăm și aici. Și încet, încet, scaunelul nostru de la masa tăcerii ia formă și culoarea. Micuții au aflat câteva dintre tainele vieții marelui nostru sculptor, au vizionat un film despre opera sa nemuritoare și au confecționat cu mânuțele lor câteva dintre cele mai reprezentative opere ale lui Brâncuș. Masa tăcerii, coloana infinitului sau poarta sărutului. De asemenea, copiii au ascultat cu multă atenție expunerea unui sculptor severinean despre viziunea lui Brâncuș asupra celor mai cunoscute dintre creațiile sale. Constantin Brâncuș s-a născut pe data de 19 februarie 1876 în localitatea Hobița din județul Gorj, da? Foarte aproape de Peștișani, da? În zona aceea. Bun. El de mic a demonstrat că are talent, da? Că e înzestrat cu acel har divin, nu? Talent, da? Dar totodată a fost înzestrat și cu o curiozitate ieșită din comun. Nu-i scăpa absolut nimic, observa totul în jurul său și încerca să reproducă prin modelarea argilei, alutului și prin cioplirea în lemn. În cadrul activității de astăzi, copiii au aflat foarte multe lucruri interesante și importante despre marele nostru sculptor Constantin Brâncuș și lucruri palpabile, ușor de ținut minte pentru ei. Să spuneți, ce vârste au copilașii și dacă au mai făcut până acum activități de genul? Copilașii au vârste cuprinse între 2 și 6 ani și în fiecare an noi îl omagiem pe sculptorul Constantin Brâncuș. Noi suntem grupa mijlocie, grupa piticilor și astăzi sărbătorim anticipat ziua al marelui sculptor Constantin Brâncuș și am ales să realizăm masa tăcerii împreună cu scaunele și am folosit materiale din natură, deoarece și marele sculptor a folosit întotdeauna materiale din natură. Și preșcolarii au fost foarte încântați de ceea ce au aflat, dar mai ales de ceea ce au construit cu propriile mânuțe, adică replici în miniatură ale operelor fundamentale ale lui Constantin Brâncuș. Ce ați învățat astăzi? Despre Constantin Brâncuș. Cine este Constantin Brâncuș? Un mare sculptor. Român. Și ce lucrări a realizat? Poarta sărutului, coloana infinitului, masa tăcerii, pasărea măiastră, cumințenia pământului, domnișoara tăgănii și pasărea măiastră. Ce ai învățat astăzi? Am învățat ca să explic despre Constantin Brâncuș. Îți place ce a realizat Constantin Brâncuș de-a lungul timpului? Da. Ți-ar plăcea să faci asta pe viitor? Da. Lucrările copiilor au fost expuse și admirate de toți cei care au trecut pragul grădiniței, iar părinții celor mici au fost încântați de imaginația lor creatoare.